ce mai multe aici premiați aceste ediții. Așa, după cum veți vedea și după cum a spus și profesorii, a fost cea mai reușită ediție. Nu atât de prisma numărului de participanți, deși au fost aproape 470 de elevi anul acesta, din mai multe județe, și anume Cluj, Constanța, Timiș, Bistrița, Năsăud, Buzău și așa mai departe. Trebuie să fac câteva anunțuri de bun simț, fiindcă există câteva persoane care trebuie felicitate, chiar aplaudate, pentru că au ținut cont că există acest eveniment în Tuzla, în Tuzla și în altă parte, să știți că nu există. Și și-au adus aportul pentru ca elevii cei mai meritoși să fie premiați. Probabil unii dintre voi cred că acest concurs mi se datorează, dar să știți că mi se datorează, sunt mulți oameni, că unii știți, pe alții nu. Unii vor sta aici pe scaune, fiindcă sunt coordonatorii secțiunilor, alții nu vor sta chiar în față, eu îi văd în sală și îi salut. Am să merg oarecum fără nicio ordine și amintesc pe evaluatorii de la secțiunea Sune și Culoare, gimnaziul respectiv ciclu primar, domn profesor Roșa Gheorghe. Îi puteți aplauda! Domnul profesor Adrian Țop, probabil din modul profesional sau de serviciu n-a ajuns. Domnul profesor Alin Râcu. Domnul profesor, doamna profesoară Rodica Nuțu. Realizarea lor efectivă
film este meritul domnului Daniel Ortea, clip filma. Prin firma Domnul Izare. Este singurul agent economic din tur, dar care a sprijinit acest eveniment? Cel puțin acest eveniment a fost sprijinit de un agent economic, ceea ce nu pot să spun despre festivalul Atalegul, din păcate. De asemenea, în privința premiilor, trebuie să spun că este în mare parte meritul Asociației Pro Teodor Mureșanu. Vă rog să îi aplaudați ca dacă este. Și asta s-a întâmplat cu sprijinul conducerii școlii de domnul Mureșanu și anume doamna profesor Vicenția Bunin și doamna profesor Carmen Seche. Sprijinului vis-a-vis de premierea elevilor, trebuie să mă amintesc pe domnul profesor Mihai Crișan. Și mai există o persoană care abia dorește să rămână anonimă. Îi mulțumim că v-ați venit. Și acum să începem premierea. Întâi am să invit coordonatorii secțiunilor sau cei care sunt prezenți și am să spun așa, doamna Mariana Dărăban, doamna profesor, pentru secțiunea sună și culoare, nivel primar. Apoi, domnul profesor Octavian, care ia secțiunea creatură de Copești. Doamna profesor, pentru învățământ primar, Gabriela Crișan. Pentru secțiunea micul muzician. Apoi, doamnele profesor, Rodica Ronțu și Carmen Sandra pentru pentru secțiunea sună și culoare nivel gimnazial. Îl invit și pe domn profesor, dacă este aici, Alin Bâlcu, pentru că e pentru că el, trebuie să spun o mică poveste, foarte frumoasă, de altfel. Premiul 3, spune și culoare, ciclul primar, se acordă elevei, Cosmina Enache, școala gimnazială, Horia Toșca și Crișan. Premiul 2. Școala gimnazială Teodor Mureșanu, Iarina Bucur. Și premiul 1, pentru că există și premiul 1, sunet și culoare, la clasa a doua, Iasmina Freneșanu, școala gimnazială Teodor Mureșanu. Și trecem la clasa a treia. Ăștia sunt mai pătrâni. Să nu vă speriați dacă se sparg baloanele. Nu se întâmplă nimic rău. Mențiune, clasa a treia, școala gimnazială Teodor Mureșanu, Patricia Petruț. Nu ia nimeni premiul. Ok. Și acum suspans. Ah, Robert. Trebuie pupat. Deci așa e metodologia.
Nu se dă diploma fără cupat olimpicul. Premiul întâi. Creatorul de povești, clasa 7-a. Păstrăm suspansul, oricum aș citit pe net, așa-i? Premiul întâi. Cea mai povestitoare. Oana Gașpar. Bun. Mai avem? Mai avem. Mențiune. Clasa 8-a, de la școala 31-a. Ioana Maria Mureșan. Rândul 2. Tot mențiune, clasa 8-a, școală, hai să vedem mai sunt, școală, gimnazială, Horea. Pot să rugem o moneda? Și aceeași precizare, nici Codruța nu a corectat la clasa 5-a. Se pare că asta cu vorba multă se moștenește. Ok. Trecem mai departe. Clasa 6-a. Mențiune pentru Răzvan Mornea, școala gimnazială, Horea Toșca și Crișan. Tot mențiune, dar de la școala gimnazială Avramian, Olivia Maria Papa. Ok. Ce de cărți, ce de diplome. Premiul 3 la clasa 6-a, tot de la școala gimnazială Avramian, cu Ana Maria Trifu. Premiul 2. Tot școala Avramiancu. Aici mă voi participa. Așa. Maria Eliza Georgescu. Nu este. Nu-i bai. Iau eu ciocolata. Premiul 1. Exact. Premiul 1. Creatorul de povești, Teodora Tricu, școala gimnazială Avramiancu. Da, există. Trecem la clasa 7-a. Mențiune. Creatorul de povești. Sonia Maria Mureșan, școala